Băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod și astăzi facem ceva mai special, băieți. Știu că o să vă placă acest episod, pentru că v-a plăcut și celelalte două, dar înainte de toate, nu știu dacă ați observat mintitelul ăsta din spate, pentru că dacă stau cu fața nici măcar nu se observă, uitați-vă puțin cât de șmecher, cât de drăguț poate să fie ghiozdanul ăsta. Deci nu știu, deci bă, dacă te joci Free Fire și ești fată, bă, trebuie să iei ghiozdanul ăsta, deci n-ai cum, bă, e prea drăguț, efectiv, deci nu știu, eu când l-am văzut, mă, trebuie să am ghiozdanul ăsta. Nu știu, mi se pare foarte, foarte tare, nu-i fac nicio reclamă, nimic, da, veni vorba de fată, nu sunt fată, dar mie chiar îmi place ghiozdanul ăsta, dar nu știu, arată foarte, foarte adorabil și bă, pe lângă asta, mă, e foarte mic, nu știu, e mic. Deci gândiți-vă că ăsta e level 3 și e mic. Bine, un dezavantaj care îl are e că, bine, nu știu dacă e un dezavantaj, dar mie îmi place așa cum e. Bă, nu se lipește de spate, uitați-vă puțin. Adică plutește, levitează, what the fuck. Da, în fine, dacă Garena a decis că să-l pună așa, mie unul chiar îmi place. Chiar îmi place foarte, foarte mult și de acum înainte cred că o să joc doar cu acest ghiozdan. Și bă, intrați chiar acum în comentarii, opriți clipul și scrieți-mi în comentarii dacă voi ați observat ceva ciudat până acum la contul meu, în afară de ghiozdan. Ok? Bă, uitați-vă în stânga, la level, ok, sub guild. Da, unde e linia, băieți, de la level? A dispărut linia, ceea ce înseamnă că, da, am făcut level, băieți, după două luni jumate sau ceva de genul ăsta, am trecut level din nou, level 84. O să vă las chiar acum două poze pe ecran, una în care vedeți cum am făcut level și una în care, bineînțeles, vedeți ce am primit la level 84. Yay! Garena ține foarte mult la mine. Da, ci că stai jos, faci level, aha. Talent. Da, băieți și fete, bă, e level 84, nu știu când o să trec level 85, nu știu dacă o să mai trec level 85, pentru că se face foarte, foarte greu. Adică gândiți-vă că dacă joci o zi întreagă, nici măcar nu se cunoaște acolo la linie sus, e foarte greu să treci un level, nu se compară cu level 70, 75, în niciun caz nu se compară. Așa că, băieți, nu știu dacă o să mai fac. Bine, așa am zis și la level 83, că nu mai fac eu level 84, că nu mai fac, când să fac, nu mai fac. Și uitați-mă după două luni jumate că am făcut level. Da, bă, ce o fi, o fi, nu știu, nu mă joc pentru level în niciun caz. În fine, băieți și fete, astăzi facem un clip mai special, un clip care știu că vă place. Mai exact, am jucat un match, l-am salvat, iar astăzi suntem comentatori. Da, e partea a treia la acest episod, să zic așa, la această serie. Și dacă vă place, o să continui, bineînțeles, cu partea a cincea. Adică ce o să facem astăzi? O să comentăm la un match pe care eu îl știu deja, dar voi nu știți. Un match foarte, foarte mișto. Deci, credeți-mă, foarte tare. Am jucat un match la solo versus duo și m-am dus tot meciul numai după kill-uri și bă, nu știu, deci am avut niște faze atât de mișto, deci efectiv în unele faze am zis că am hack. Nu știu cum o să se vadă de la Spectate, dar hai să mergem. Bine, nu o să vă arăt de la Spectate câte kill-uri am făcut și așa, pentru nu vreau să vă dau spoiler, așa că băieți, revenim din meci, de la Spectate, bineînțeles. Ok, băieți și fete, am revenit aici din meci, din câte vedeți, eram aici în avion, solo versus duo, tot ce trebuie. Bă, la început a dat niște playeri, mă, cava jucura voastră, bă, ziceam că-s la Classic, bă, chiar m-am uitat pe hartă să văd, bă, e Classic sau e Rank? Deci, pe bune, doi playeri, deci erau slabi rău de tot, bă, dar rău de tot, nu știu ce căutau la Rank, dar, în fine, aici mă uitam să văd dacă mai am colegi pe lângă mine. Și, da, după aia am văzut că eram la Rank și, bine, după aia am dat de playeri ca lumea, dar... Deci, bă, nu cred de player ca lumea. Dar, oricum, o să vă las să vedeți. Nu vă fac curioși, dar ca idee. Bun, aici nu mai știu ce am găsit în cavaș gura voastră. Ok, am găsit arma asta care îmi place mie rău de tot. Mamă, dacă se vede la Spectate, nu știu, se vede așa că te miști mai ciudat, ca la Rum. Știți ce zic? Ca la Rum, când te uiți Spectate pe unul. Așa se vede când salvezi un meci. Deci, pentru cei care nu știți, ăsta este un meci salvat. Nu o să apăs acum pe ecran pentru că o să vedeți ce am făcut tot meciul. Și bă, toate ca toate, bă, dar fiți antrenă puțin la faza asta. Deci se duce Gabia, eu aici ascultam muzică, deci eu filmam și ascultam muzică, nu aveam niciun stres, ăla-i botul de care vă ziceam, dar fiți antrenă aici. Urc eu la etaj, niciun stres, voi acum auziți pași, eu n-am auzit, uitați-l pe ăsta mâncava jucura voastră cu magul. Bă, deci dacă era un meu mai pe fază, bă, deci nu mai apucam să urc scara aia, să mor, însărea vesta mea de unul de pe mine. Da, bă, și când zic că ăla era bot, bă, chiar era bot. Fiți antrenă aici la fază. Fiți antrenă. Uitați-vă puțin la ăla cum merge cu arma mână. Uitați-vă puțin la ăla. Bă, ăla nu că era bot, că-l fac eu bot. Bă, ăla era bot de la Garena direct, la Rank. Pe bune, gen, e meci de Rank. E meci normal de Rank. În fine, nu știu ce era cu playerul ăla, dar am observat o chestie, acum nu știu, să-mi scrieți voi în comentarii dacă e așa sau nu. Bă, dacă mă joc solo versus duo sau solo versus squad, bă, sunt meciuri mai ușoare decât dacă aș juca la squad sau la duo. Adică, dacă eu îmi fac un squad și joc un meci de squad normal, mă, sunt meciuri acceptabile, sunt meciuri ok, normale. E, dar dacă joc solo versus squad, mi se pare că meciurile sunt mai ușoare.
Acum nu știu, scrieți-mi voi în comentarii dacă am dreptate sau nu, cei care știți. Nu știu, nu mereu, adică dau și de hackeri în meci și așa, gen player buni și așa. Dar, mamă, uitați-vă puțin la vesta mea, că am ajuns cu raba asta. Stai așa, mi-am adus aminte de fază. Uitați-vă la vesta mea de 1, da? Uitați-vă puțin la ea. S-a moar, s-a dus, a fost. Avea un picker viața mea. Da, s-a dus vesta mea de 1, am găsit aici de 2. Da, talent. Mă, oricum am jucat foarte bine cu epicărul meci ăsta. Am făcut, o să vă las un screenshot la sfârșit. Am făcut, dar nu vă dau spoiler cât de meci am făcut. O să vedeți la sfârșit. Deci nici dacă jucam cu AVM-uri, mâncam așa cu rabastră și dădeam finish în cap, nu făceam atâta de meci. Aici nu mai știu de ce m-am blocat un pic. Nu mai știu, cred că am... Nu știu, cred că m-am uitat la notificări sau habar n-am ce am făcut în bară și cred că de-aia m-am blocat. Da, în fine, erau 35 de player. Eu, deci mâncam ajucura voastră, eu, omul meu, omul vostru, juca Free Fire, asculta muzică cu muzica dată la maxim, n-auzeam nici joc, n-auzeam nimic, mă jucam. Solo versus duo. Eram talent. Adică știam că vreau să fac clipul ăsta și te-am zis, bă, ok, hai să filmez meciul. Aici nu mai știu ce. Am luat scanner de la de văzut player. Uite că am luat scanner și mă duc să-i omor. N-am mai țin minte exact faza ce am făcut aici. Chiar nu mai rețin ce am făcut, dar știu că, bă, tot meciul m-am bătut. Bine, acum la început nu prea m-am bătut, că acum nu prea am găsit playeri. M-am dus după ăștia, știu că i-am omorât parcă pe ăștia, adică bine, parcă sigur i-am omorât, dar nu mai știu exact. Oricum, meciul l-am filmat ieri, adică meciul ăsta care îl vedeți voi e filmat de ieri, azi îl comentez. În fine, băieții mei veneau puși pe mine, din câte vedeți, erau doi și nu mai știu exact cum i-am bătut, dar i-am bătut. A, gata, mă, știu, spamagii, mamă, stați să vedeți, spamagii mari, fiți antenă, uitați-vă din nou la vesta mea, uitați-vă puțin, dacă nu schimb la veste, uitați-vă puțin, mă, că ajung gura la vesta mea, jumate e gata. Eram unde după copac, uitați cum pușau în zonă, adică în zonă, după gard, nu știu unde vreau să vină. Și am dat aici 452 la 1 în cap. Și cu ăsta m-am prostit de era să mă bat. Uitați-vă puțin, Gabi șmecherul aici, eram tank, eram. Și l-am bătut. Era român, Denis. It's ok, am făcut primele 5 kill-uri. A, și aici urmează o pauză. O pauză în care am căutat playeri. Bine, nu e foarte lungă pauza, dar și când am dat de playeri, bă. Mamă, deci abia aștept. Stați să vedeți că țin minte, în pic am dat de următorul player. Și undeva pe aici, dacă nu mă înșel. Deci uitați-vă puțin, te plimbi și tu ca omul pe hartă. Uitați-vă puțin ala. Se plimba și el, omul săracul pe hartă și și-a un mare cap cu epicărul. Imaginați-vă puțin să uiți în locul lui. Te plimbi și tu ca playerul și tai de un player care îți dă una în cap direct. Mamă, bă, pe bune, mă, playerii care abia se apucă de joc și joacă la rank, sau nu care abia se apucă, care au puțină experiență de o lună, două de Free Fire și joacă la rank, bă, când ai de un player care s-a apucat de la începutul jocului și vezi că trage cap și dă numai, bine, nu numai cap, dar aproape numai cap și joacă, se mișcă așa și așa, mă, atunci când te apuci de joc prima dată, ți se pare, bă, n-are cum ăsta să joace așa, sigur are hack. Știți ce zic? Adică nu știu dacă, nu știu, scrieți în comentarii dacă am dreptate, dar am dat de playeri care gen ziceau, bă, dar sunt numai hacker la rank, știi? Și la modul, bă, eu n-am mai dat de un hacker, sezonul ăsta am dat de un singur hacker tot sezonul, știți ce zic? Adică probabilitatea ca el să fie dat de hacker sunt mici șansele, dar probabil zice că a dat de hacker din cauza că văd playeri care dau foarte multe capuri și joacă foarte bine, știți ce zic? Da, acum nu știu, scrieți-vă în comentarii cum vi se pare. În fine, băi, de aici nu mai știu. A, 30 de player, da, de aici începe acțiunea, băieți. Fiți antena aici, dacă nu, de acum m-am bătut, bă, nu că tot meciul, până la sfârșit, m-am bătut non-stop. Țin minte că a rămas și fără gluri, dar asta e nașpa, că nu putem să vedem pe ecran câte gluri am avut. Aici a început distracția, mă, cam aș gura voastră, fiți antena aici. Aici la drop erau primii doi playeri, țin minte că, și acum, țin minte, nu i-am omorât tot meciul. Deci pe ăștia doi nu i-am mai omorât. Fiți antenă, trag eu aici. Mamă, cum pare de la spectrii, zici că trăgeam în pământ, ești nebun? Eu ridic cam aici, țintă până în cer. Și mai iau unul pe la spate de era să mă omoare. Uitați-vă puțin ea. Nu mai știu când, dar știu cum mai iau unul pe la spate. Mă, aveam gluri. I-am dat cap și mă luat pe la spate. Și Gabi al vostru pune glu aici. Gabi. Gabi se face că e bot. Și bam, ce cap îi dă, e incredibil, mamă, și îmi aduc aminte și acum, bă, avea la un loot, undeva la 25 de gluri am luat de la ăla. Deci dacă numărați tot meciul ăsta câte gluri am pus pe hartă,
cred că am pus peste 50 de glori. Și încercam să-i bat pe ăștia, dar ori de câte ori îi puneam nou că își dădeau revive. Și țin minte că nu i-am bătut până la urmă, pentru că m-au luat alții, nu mai știu ce s-a întâmplat și nu i-am bătut. M-am dus să lutez pe ăsta că mai aveam glori. Și am dat la ăsta de glori, de m-am făcut cu vreo 20 ceva de glori. De-aia am stat atât de mult să mă lutez. Avea băiatul meu și lunch, pe, și nu mai știu ce avea. Seringă parcă avea. Era talent băiatul. Și acum mă duc eu să-i bat pe ăștia. Dar ce să bat mânca, v-aș gura voastră, cu oamenii mei erau direct în vale, stați să vedeți, și m-a prostit. Deci, Santanu, eu stăteam aici, mă uitam cu scopul, mi-era să nu iese vreunul, să-mi dea cap, știți ce zic? Și dar ce să iese, că oamenii mei erau direct jos. Ia, Santanu, ia uite. Dar eu nu știam că sunt de aici. Am crezut că e altul prima dată, vedeți că tot mă uitam pe aici. A, și acum mi-am dat seama că au fugit. Și să vedeți cum era să mor aici, fiți Santanu aici la faza asta. Mă duc eu la vale, ci că să-l omor pe ăla, fiți Santanu. Dar era unul după copac în fața mea. Uitați-vă cum mă duc, ia. Uitați-vă cum, ia. Noroc că mi-a dat la investor și mi-a dat capul. Bine, aveam și cipe cască dacă nu dea cap, dar cred că mă omoră dacă nu dea vreo două capuri. În fine, iar rupe vesta, noroc de repair kit-uri. Deci vesta asta de 4, bă, mi-a reparat atât de multe, de atât de multe ori, am avut noroc de repair kit-uri. Mamă, ce că mi-a dat ăla. Mi-a dat capul, epicărul mi se pare, dar am avut cipe cască. Și normal că i-a dat revive și eu nu știam că i-a dat revive. Eu am skill la glue, dar de fapt era lângă el, în dreapta, uite-l. Aici m-am încurcat puțin, nu știu ce vreau să fac. Oamenii mei jucau cu Chrono. Băi, și m-au enervat ăștia vere, au oprit și muzica pe aici, că n-auzeam jocul. Și nu a intrat cap cu epicărul deja. 557, normal mă, cum să nu facă Gabi al vostru damage la greu, mă. Și aici pușam, mă credeam un fel de rock. Credeam, am dat de m-am spart. Aoleo, da mă, și când îi pușez mă ia alții, și din dreapta de sus, și din stânga. Mă bombardă de aici. Uite, a început să tragă de pe munte din pic. Și era din pic, știam că nu pot să-l bat, că era distanță mare. Dar avantajul meu a fost că au tras în ăștia. Aia de sus de la pic au tras și în ăștia. Că uite, gen, lui ăsta i-am dat damage cu grenada, după aia am ieșit, am două hituri în vestă și special trăgeam la vestă ca să-l omor. Și a murit din prima. Gen, colegul s-a luat ăla de pe munte. Și acum vreau să-l omor pe ăla de pe munte, dar mai bine mai alții din spate. Stai să vezi. Ia. Să intre aici. Și că mă lotez. Mamă, câte glori am consumat aici. Fiți antrenă aici la faza asta, ia. Lutez eu, și că eu lutez, ia, fiți antrenă. Pun glu și îmi dă abilitatea aia, mâncava jucura voastră, nu știu dacă se vede. Mi-a dat Skyler prima dată, m-a luat și din spate și mi-a dat și abilitatea aia cu ursul, dar nu știu dacă se vede. Uite, se vede și nu știam ce să fac și m-a dat repede după copac. Și mai trăgea și ăla din dreapta. Și până la urmă l-a lăsat, am zis, hai, vină cu ce trage. Și l-am pus noc aici și ăla de pe munte încă trăgea, dar noroc că am avut copacul ăsta cu cover, că dacă nu... Că nu, n-ai ce să faci la abilitatea aia cu ursul, poți să pui 10 gluri că tot te omoară. Bine, trebuie să te pui pe burtă sau să încerci, cum îi zice, să te miști non-stop, că dacă stai pe loc te omoară imediat. Era în mijlocul zonei, uitați-vă puțin pe hartă, în mijlocul zonei, toți playerii trăgeau în mine. Dar eu n-aveam treaba, eu aveam aici, știu că parcă aveam muzică din nou, n-aveam treabă eu. Mă jucam eu. Aia de pe munte, dacă nu m-am rupt, aia de pe munte. Și nici nu l-am omorât pe ăla. Ăla a rămas ultimul player de pe hartă, ca idee. Aici aveam player și pe munte și în vale. Și până la urmă... A, aici am frachilor, da. Mamă, ce cam a dat ăla de pe munte. Și ăla de pe munte a tras așa mine tot meciul. Deci tot meciul a avut ceva cu mine. Și aici am să-i las pe aia de pe munte, că e riscant să mă duc la ei. Și m-am dus slăvește la vale, să-i bat pe ăștia prima dată. Mă duc eu aici, mâncam aș gura voastră cu epicăro. Era și unul în turn și unul la copac în stânga și unul la copac jos și unul la piatră jos. Deci erau băieții mei la greu. Dau unul la cap, mai alții din stânga. Dau finish ca să mi se fure kill-ul. Mamă, deci am făcut la damage. Iară trăgea ăla de pe munte în mine, normal. Și aici m-am enervat pe ăștia de pe munte și am zis că îi bat pe ăștia. Și am zis că mă sui în casă și îi bat pe ăștia. Dar ce să-i bat, că ei au început să se bată cu alții. Ia uite, se băteau între ei. Eu încercam aici să fur kill-uri, dar n-am avut succes. Era omul vostru de la mijloc prins. A, iar l-am pus pe ala. A, și era din turn mi se pune kill-ul, țin minte. Parcă. Acolo am încercat să-i dau și la cap, dar nu a reușit. Aia se băteau acolo ca Chiori. Eu stăteam să fur kill-uri. Aici mă uitam, nici mai știu ce am făcut în continuare. Chiar nici nu mai știu ce am făcut. M-am dus la ea pe munte să-i bat.
Acum se băteau cu achiori, mă, ia uitați-vă la aici, se băteau cu grânăz, cu... Și dă și Gabi aici. Am luat vreun piept? L-am pus nou pe unul, dar cred că... Da, e pune glu. Și aici mi-a fost ciudă că nu i-am omorât pe amândoi și cred că m-am dus. Sau nu m-am dus pe ei. M-am dus după ăla la piatră să-l omor, bă, gata, așa am făcut, da. Țin minte, am zis că dacă mă duc sus e prea riscant, că e prea mijlocul zonei și mă duc să-l bat pe ăsta, că e lângă zonă. Și l-am bătut, mi se pare. Adică l-am bătut. Și mai vine și colegului, normal că vine și colegul, am pus loc acolo din vestă. Aici așteptam ca să ies să-i dau cap, dar de unde, că nu ieșea. Și acolo a stat la mâncava și gravastă până la zora. Aici stăteam ca să-i dau cap când iese, dar de unde, că nu prea să iasă. Uitați-vă și voi cum ieșea. Era turc. Mă făceam că mă duc în zonă. Știam că o să tragă mine dacă fac așa. Dar nu trăgea. Și acum când a tras, i-am dat cap. Vreau să-i fac așa la mișto ca să tragă mine, ca să creadă că sunt lău, știți? Dar nu vrea să iasă, e și foarte greu. Mamă, deja aveam 14 kg, uitați-vă și voi. N-aveam treabă eu, eram cu muzica acolo la maxim, n-aveam niciun stres, spamam pe aici tot ce prindeam. Acolo s-au mai omorât turci între ei. Bă, foarte mulți turci meciul ăsta, pe bune. Ok, și au mai rămas 3 playeri. Aici nu mai știu pe care am omorât. Nu mai țin minte. Dar știu că am mai omorât 2, că am făcut 16 kill tot meciul. Că acum pot să vă zic că e finalul. Dar damage-ul tot nu vă zic. Pune ăla acolo. Și ciordesc, da, uite așa am făcut un kill. Iată un glanț în vestă și i-am dat finish. Și aici rămân 1 vs 1 cu ăla, mai aveam vreo... Nu mai rețin exact câte gluri, dar aveam sub 10 gluri, parcă. Și știu că am terminat toate glurile. Și el a jucat exact ca mine, deci omul meu n-avea treabă cu epicărul, aștepta ca să ies, ca să-mi dea cap. Deci așa a jucat băiatul meu, stați să-l vedeți. Și până la urmă l-am bătut. L-am bătut rău de tot. Ia uite-l cum ieșea, trăgea un glonț, fugea iară. Ia uite-l, șmacher era. Vreau să-i dau grenăz, dar nu mergea cu băiatul meu, că fugea, ia uite-l ce fugea. Și avea și gluri multe, bă, avea mai multe gluri ca mine, de aia nu prea mă jucam cu el, că nu prea aveam gluri, avea vreo 3. Și am zis, mă, nu le consum, că cine știe ce-mi face băiatul meu. Eram în formă, am zis că m-am amătat din gură să vezi ce cap îi dau. Dar până la urmă am luat puritoare și eu nu credeam că îi dau capurile astea. Dacă n-am văzut ce am dat, am lăsat așa. Eu vreau să-i dau un cap, două, să-l sperii, să mă duc puși după aia pe el. Ok, și așa s-a terminat meciul. Da, băieți, o să mă las o poză pe ecran, să vedeți damage-ul. Nu mai țin minte exact, dar undeva la 8800 parcă am avut. Deci mi se pare ceva wow cu epicărul să faci 8800 damage. E ceva wow, doar un singur kill mi se pare că am făcut puritoare tot meciul. Și da, băieți, bă, dacă vreți și partea a patra la acest episod, nu uitați acolo de un mare, mare like și facem și partea a patra sau a cincea. Nu, cred că a patra. Cred că suntem la partea a treia și facem partea a patra. Deci, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați acolo de un mare, mare like, un share, un subscribe, un pat. Ceau, bă!